bun. Pentru astăzi, ziua de luni, vă propun bilet, o să jucăm meciul din tenis, pentru că nu mai avem competiții din fotbal și așa fotbalul mi-a cam mâncat biletele în ultima vreme. Ieri am pierdut pe CSU Craiova, care nu a putut să marcheze nici măcar un gol. Nici CSU Craiova, nici CFR-ul nu au câștigat, deși la care am mai urmărit și eu, care dădeau punturi, le-au dat pe cele două sigure la victorie, dar eu la CFR m-am gândit că s-ar putea mai degrabă acolo să ca echipa lui Gică Hagi să nu se dea la o parte și să absolut execrabil în acel meci. Pentru astăzi o să joc așa, o să joc din fotbal. Avem Dinamo cu Argeș. Este derby, un derby, un baraj pentru promovare, retrogradare. Argeș caută să rămână în prima ligă, Dinamo caută să promoveze. Nu pot să analizez mare lucru. Dinamo a fost în play-out în Liga în secundă, n-a jucat grozav, a arătat de multe ori foarte rău, a pierdut cu Iașiu două meciuri clar în ambele, în play-off-ul acela, 1-3 și 1-4. Ferce Argeș a fost în play-out-ul ligii întâi, n-a jucat foarte, foarte bine. Pregătirea fizică este mai bună decât a celor de la Dinamo. Garita, cel de la Argeș, e un jucător foarte bun. În rest, cred că va fi închis meciul ăsta, Dinamo cu Argeș, sub 3,5 la cotă de 1,25. Nu mă complic prea mult. O să joc la tenis de la Roland Garros, în turul 1. Draper și Echeverri. Echeverri ăsta e un jucător argentinian, tânăr, foarte, foarte bun. În Argentina, turnee pe scură, făcut semifinale, finale. În timp ce Draper este jucător mai mult de hard, dar și el are calități foarte bune, este și el tânăr. Per total, Echeverri a făcut la Bordeaux turneu câștigat. Nu, a ajuns în final unde a pierdut cu Humbert. Înainte, pierdut cu Djokovic la Roma, dar nu s-a făcut de râs. Mi se pare că l-a dus în tiebreak primul set. A bătut pe Andujar. Oricum e jucător care, iată, joacă foarte mult pe zgură, da? Vedeți? În timp ce Draper a jucat doar la Monte Carlo, a pierdut cu Hurkacz și 1-2. A bătut pe Müller, pe Kecmanovic, a pierdut cu Cerundolo, un jucător de zgură bun. Eu zic că va fi un meci tare aici. Amândoi pot să ia seturi. Eu am mers pe Echeverri cu plus 1,5 seturi handicap. Echeverri să câștige cel puțin două seturi în acest meci. Apoi meciul următor, tot din tenis, o să joc Krajinovic cu Tiafoe. Tiafoe un jucător deja de top, super nivel, a făcut și finala de Grand Slam. Krajinovic n-a mai jucat de mult, mai nimic. Ori e un jucător totuși mult mai bine fizic, mult mai puternic pe picioare. Eu o să joc pe Francis Tiafoe, 2-1, 2-8. Krajinovic a pierdut cu Fuxovic, cu Manarino și cu Stefan. Nu a jucat mai nimic. O să joc 2 pe Tiafoe la 1-28. Și mai joc și din turneul fetelor Tatiana Maria cu Haddad Maia. Haddad Maia, o jucătoare deja foarte sus în clasament, deja un nivel foarte bun. Eu zic că e de top 10. Tatiana Maria, o jucătoare destul de în vârstă, are o variație în joc, dar nu are forța de a juca pe zgură extraordinar. Joc 2 pe Haddad Maia, 1-25. Din aceste 4 pariuri, aceste 4 evenimente, avem Dinamo sub 3,5 goluri. Avem Echeverri cu plus 1,5 seturi, 2 pe Tiafoe și 2 pe Haddad Maia. Biletul are o cotă 2,84, ăsta e biletul pentru luni. Dacă vă inspirați din el și pariați ceva din ce am propus eu, vă urez baftă!